acționat imediat, a dispersat grupul și a confiscat toate materialele, evident, amenințând și persoanele în cauză. La Meașov, în cadrul procesului de votare din județul Brașov, s-au înregistrat nereguli la multe secții de votare, dintre care la secțiile 58 și 59 au fost aruncate pe jos pliante anti-USR. Mai multe persoane stau în fața secției de votare numărul 79 și îi conduc pe cetățeni la vot. Reprezentanții jandarmeriei s-au sesizat însă și au început să verifice aceste persoane. În apropierea secțiilor 1, 2, 5 și 6 se regăsesc afișe cu George Scripcaru și Nicolae Țucunel, ambii candidați PDL. La Galați, la secția numărul 44 din Comuna Pechea, au fost înlocuiți 3 membri din secție, întrucât au dat mai multe buletine de vot unui singur alegător. A fost sesizată poliția și biroul electoral județean. În aceeași comună au fost reținute și o persoană care împărțea materiale electorale pentru Alianța pentru Progres. La Călăraș, prefectul județului Călăraș a depus o sesizare la parchet, prin intermediul căreia solicită începerea urmăririi penale în cazul mitei electorale. Mită care l-a avut drept protagonist pe primarul în funcție Nicolae Dracu, candidat al Alianței Populare Creștine pentru un mandat de primar. În județul Argeș, Comuna Călinești, candidații USL au surprins și înregistrat un membru PDL care organiza transport la vot pentru candidatul PDL la primăria comunei, Nicolae Gabilescu. În înregistrarea video pe care o avem, se face vorbire de o sumă de bani, 500 de mii și sau 100 de euro. În județul Timiș, la secția 153, reprezentantul PDL în biroul secției de votare, a amânat în mod repetat câte două buletine de vot pentru Consiliul Local Timișoara, fără a amâna alegătorilor și buletinul de vot pentru funcția de primar. La sesizarea unuia dintre votanți, președintele secției a refuzat îndepărtarea persoanei de la împărțirea de buletine de vot. Din informațiile pe care le avem, același tip de comportament se regăsește și în alte secții de votare din Timișoara. PNL Timiș a făcut o sesizare pe această temă la biroul electoral municipal și de asemenea a efectuat o plângere la adresa președintelui secției de votare numărul 153. PNL Timiș a solicitat de urgență dispunerea de măsuri pentru rezolvarea acestei situații. La secția 117, vicepreședintele Viorica Ursan, angajată a primăriei din Timișoara, la direcția tehnică, deține o copie a listelor electorale pe care însemnează persoanele prezente la vot. PNL Timiș a depus în această situație o sesizare la biroul electoral municipal și a cerut rezolvarea acestei ilegalități. În județul Mureș, două cazuri din punctul nostru de vedere foarte grave. Contracandidații USR, din disperare, au lansat o serie de SMS-uri cu conținut defăimător la adresa candidatului USL la funcția de președinte al Consiliului Județean. SMS-urile încearcă să le transmită beneficiarilor de aceste informații că acest candidat a predat pe interesele și a românilor și a negociat cu DMR. Și îi îndeamnă pe alegători să întoarcă armele imediat. SMS-urile au fost transmise de pe cartele Pipei și evident că pe felul acesta s-a încălcat legea, USL Mureș depunând sesizare la biroul electoral județean. În comuna s-a scris din același județ, Mureș, primarul PDL Ovidiu Șoaică a plecat împreună cu reprezentantul PDL din o secție de votare cu urna mobilă.
Când au ajuns la cetățenii care au solicitat una mobilă la domiciliu, buletinele de vot erau deja ștampilate pe numele candidatului PDL la primăria comună. Acestea au fost ultimele informații pe care am venit și în ultimele trei ori. Colegii mei mi-au dat toate incidentele sunt înregistrate la unitățile.